Permisiunea dumneavoastră o să scot masca dacă nu aveți o problemă. Okay. O să scoatem. Vă mulțumesc că ați dat curs în invitația noastră. Cred că putem să începem. Bună ziua, dragi colegi, stimați jurnaliști și oaspeți. Pentru început, permiteți-mi să-l salut pe președintele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, domnul Andrei Chiciuc, care ne-a onorat astăzi cu prezența. Domnul Chiciuc, bună ziua! Bună ziua! După cum bine cunoașteți, această conferință este dedicată expoziției internaționale specializate InfoInvent, care a ajuns deja la cea de-a 17-a ediție, organizată de către AGP în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Culturii, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare și Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. InfoInvent reprezintă un forum al calității, al proprietății intelectuale, creativității și inovării. Scopul acestuia este susținerea activității de cercetare și inovare, atragerea investițiilor în activitate de inovare și transfer tehnologic, promovarea proiectelor mixte privind valorificarea și implementarea rezultatelor creativității umane în economia națională, precum și dezvoltarea cooperării tehnico-științifice internaționale. Expoziția este organizată odată la 2 ani, iar această ediție, ținând cont de evoluția situației epidemiologice, se va desfășura în format online. Toate lucrările fiind expuse pe site-ul www.infoinvent.media. Aici, vizitatorii vor putea studia virtual cele peste 400 de invenții, proiecte inovaționale, inedite și produse creative din Republica Moldova, România, Australia, Croația, Coreea, Malaezia, Filipine și altele. Exponatele vor fi jurizate de o echipă de experți în domeniile relevante, precum și premiate. Lucrările vor fi împărțite în 5 compartimente, care vor conține invenții, soiuri de plante și design industrial, produse și servicii inovative, proiecte de inovare și transfer tehnologic, creația tinerilor și industrii creative. Pe lângă expoziția propriu-zisă, împreună cu colegii și partenerii noștri, am pregătit pentru domniile voastre un program vast, interactiv și sperăm noi, captivant. Evenimentul va debuta prin deschiderea oficială a expoziției, care va avea loc pe 17 noiembrie. În aceeași zi se va desfășura online conferința inovațională internațională cu genericul Inteligența Artificială, Inovații și Proprietate Intelectuală. Aceasta este organizată de AGP în cooperare cu proiectul Consolidarea inovațiilor în regiunea Dunării prin cunoștințele de inginerie și managementul drepturilor de proprietate intelectuală, Knowing IPR. Atelierul dedicat mediului de afaceri și factorilor de decizie din domeniul proprietății intelectuale va fi organizat joi, 18 noiembrie, cu genericul Development of Innovation, Business and Intellectual Property Protection in the Digital Era. Webinarul este organizat de o asociație de cultură juridică Henry Capitan Moldova, în colaborare cu AGP, în cadrul proiectului Jean Monnet Support to Association in European Integration and Intellectual Property Protection Studies, Europroin, implementat cu suportul programului Erasmus Plus al Uniunii Europene. Pe 19 noiembrie, AGP și Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare organizează un webinar cu genericul Plagiatul și Dreptul de Autor. În cadrul evenimentului, specialiștii vor discuta despre problematica plagiatului și dreptul de autor, cât și încălcarea acestora. În aceeași zi, la orele 12, va avea loc ceremonia festivă de premiere a laureaților expoziției internaționale specializate InfoInvent 2021. Iar sâmbătă, 20 noiembrie, participanții la expoziție vor beneficia de activități de mentorat și consiliere în domeniul proprietății intelectuale. Cu toate că se va desfășura în mediul virtual, întreaga echipă de organizatori a depus eforturi consistente pentru a pregăti un eveniment marcant care
să-i ajute pe cei interesați de domeniul inovațiilor să cunoască noile apariții din domeniu, pe inventatori să-și valorifice creativitatea, iar mediul de afaceri să identifice invenții capabile să contribuie la dezvoltarea business-ului. Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală invită toți doritorii să acceseze expoziția InfoInvent și să descopere elaborările prezentate de inventatorii și cercetătorii participanți la eveniment, care înglobează o multitudine de domenii și performanțe, de la cele mai moderne aspecte ale științei și tehnologiilor, până la jucării și obiecte de uz casnic. Cu un cuvânt de salut și cât și cu mai multe detalii despre webinarul care îl vor organiza în parteneriat cu ANACEC, ofer cuvântul domnului președinte Andrei Chiciuc. Domnule Chiciuc, vă rog. Da, mersi. Bună ziua tuturor! InfoInvent 2022 reprezintă o premieră pentru ANACEC, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, noi fiind invitați, și cu această ocazie vreau să mulțumesc domnul director, invitați de AGP să ne alăturăm acestei frumoase acțiuni, deja devenită tradițională Republica Moldova. Specialiștii din cadrul agenției ANACEC participă în toate activitățile descrise de domnul director, dar accentul principal noi l-am pus pe un subiect care astăzi este la ordinea zilei în toate ramurile de cercetare, întreg mapamondul, frauda științifică. Frauda științifică cauzată și de noua tendință în domeniul cercetării, open space, adică toate rezultatele cercetărilor sunt publice, articolele, rezultatele invențiilor și atunci acum, cred că ați observat, în multe state au început să fie descoperite lucrări, când spun lucrări științifice, mă refer și la articole, mă refer la teze de doctorat, doctor habilitat, cu anumite elemente de plagiat sau nerespectarea dreptului de autor. De aici vine și convenția noastră comună să organizăm acest workshop-ul cu denumirea Plagiatul și Dreptul de Autor, pe care îl organizăm cu specialiști notorii din Republica Moldova, dar și cu invitați din străinătate, în calitate de raportori. Anunțul a fost publicat acum 2 sau 3 săptămâni, îmi scapă, dar mă bucur că la ziua de astăzi numărul celor înscriși la workshop deja a depășit 300 de persoane. Asta, după noi, reprezintă un interes sporit a mediului de cercetare și cel de educație pe aceste subiecte vulnerabile, după mine. Deci, cu această ocazie, dacă mai sunt doritori, dacă mai sunt persoane care au întârziat să se înscrie la workshop-ul desfășurat online, cu regret în această situație pandemică, noi îndemnăm să se înscrie, să afle ultimele tendințe în tratarea acestor momente descrise mai sus și eventual să intervină cu întrebări, subiecte necesare a fi elucidate. Noi, în cadrul agenției, privim această acțiune ca o măsură preventivă, că e mult mai simplu să prevenim plagiatul, să prevenim acțiunile de nerespectare drepturilor de autor, decât ulterior în instanță să demonstrăm aceste elemente. Încă o dată, mersi AGP pentru invitație în această echipă selectă de organizare a InfoInvent. Sunt convins că evenimentul va fi util. Sunt convins sau mi-ar place că rezultatele cercetătorilor din Republica Moldova, dar și cei invitați, vor ajunge la potențialul consumator, și când spun consumator, mă refer în special la mediul economic, la mediul industrial, pentru cercetările, valoarea acestora se reprezintă atunci când ele sunt implementate. Și noi sperăm că rezultatele care vor fi prezentate, multe sau majoritatea dintre ele, se vor regăsi în acțiuni de implementare. Astfel, vă invităm cu toți, cu drag, să participați la evenimentul desfășurat pe parcursul acestor 4 zile din această săptămână. InfoInvent 2022. Vă mulțumesc, domnul președinte. În cazul în care
Sunt careva întrebări, cu mare drag răspund la oricare. Vreau să ne spuneți cu ce se vor alege câștigătorii din acest an? După cum vedeți, mulți o să aibă ca trofeu fie o medalie, aur, bronz, argint sau trofeele care sunt expuse pe această masă. În total? Poftiți? Să putem să fie premiați în total? Aproximativ? Așteptăm să fie premiați în jur la 120 de exponate cu medalii, iar trofeele vor fi acordate atât de către reprezentantul Organizației Mondiale pentru Proprietate Intelectuală, cât și va fi eventual premiul Guvernului. În cazul în care nu mai sunt întrebări și nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc echipei AGP pentru efortul depus, dăruirea, cât și timpul acordat, în așa fel încât să fie acest eveniment și să fie organizat la cel mai înalt nivel. Eu vreau să vă mulțumesc frumos din suflet pentru prezența dumneavoastră și vă așteptăm online pe www.infoinvent.md. Vă mulțumesc! Zi bună tuturor!